Ca în fiecare an, Ziua Internațională a Copilului va fi marcată de activități multiple, în care vor fi angrenați copiii, de la preșcolari până la clasele de liceu. Și Consiliul Județean a organizat o mulțime de surprize pentru copiii Buzăului. Pentru 1 iunie, Consiliul Județean a pregătit o serie de manifestări dedicate celor mici. Astfel, vineri, 29, copiii de vârstă preșcolară și școlarii mici sunt invitați la sala Consiliului Județean, unde vor avea loc mai multe spectacole de teatru. Spectacolul Magia Copilăriei, susținut de Teatrul Excelsior din Capitală, va avea 3 reprezentații, la care au fost invitați peste 1000 de preșcolari și școlari însoțiți de cadre didactice. Sâmbătă și duminică vor avea loc concursuri de șah pe insulița din Crâng, iar concurenții vor primi diplome, seturi de șah, trofee, dulciuri și baloane. Tot în Crâng, luni, pe 1 iunie, va avea loc un concurs de tenis de masă, iar în Parcul Tineretului, la ora 17, va începe primul dintre cele 2 spectacole dedicate copiilor. De asemenea, vor fi prezente personaje de desene animate cu care copiii se vor putea juca și fotografia. De asemenea, cei mici vor primi dulciuri pentru că aceasta este până la urmă cea mai mare bucurie a lor. Vor fi 3 zile minunate, iar cele 2 parcuri vor fi teritoriul în care se vor desfășura evenimentele dedicate tuturor copiilor buzoieni. Pentru Ziua Internațională a Copilului, aleșii județeni au alocat 120 de milioane de lei vechi.